Sunt voci care afirmă că dragostea durează numai 3 ani. Ei bine, eu sunt îndrăgostită de Moldova de aproximativ 6 ani. Iubesc Moldova pentru că este mereu senzațională, pentru limba dulce vorbită acolo, pentru cetății lui Ștefan cel Mare, pentru mănăstirile rupestre, pentru că este mereu surprinzătoare, pentru stațiunile de la Nistru și, bineînțeles, pentru că are cei mai buni biscuiți din lume. Iubesc Moldova pentru că îmi place cum vorbesc, îmi place cum petrec și îmi place cum muncesc. Fie că suntem molteni, bănățeni, moldoveni, ruși, romi, maghiari sau găgăuzi, cu toții merităm să fim împreună. Noi merităm să fim cu ei și ei merită să fie cu noi. Iubesc Moldova. De ce? Pentru vinurile bune, pentru mâncarea bună, pentru peisajele foarte frumoase, pentru fetele frumoase, pentru prietenii mei care sunt de acolo, pentru clădirile frumoase, pentru istoria sa și pentru că sunt la fel ca mine. Vorbesc aceeași limbă și împărtășim aceleași tradiții și obicei. Iubesc Moldova. Pentru frumusețea locurilor, pentru căldura sufletească a locuitorilor ei, pentru bunătatea bucatelor și vinurilor moldovenești, pentru faptul că Basarabia este un străvechi tărâm în Moldova lui Ștefan cel Mare. Iubesc Moldova pentru cetățile ei, pentru cetățile de pe Nistru, la fel ca și cetățile din Carpați, Neamțul, Suceava, Tighina sau Solomon. Iubesc Moldova pentru că acolo sunt niște mănăstiri frumoase, oameni care apreciază frumos. Iubesc Moldova deoarece o vizitez de câte ori am ocazia și o redescopă de fiecare dată într-un mod deosebit. Iubesc Moldova deoarece prietena mea este de acolo și este cea mai frumoasă ființă din întreaga lume. Iubesc Moldova deoarece suntem cu toții români.